Doamne ajută! Bun găsit la o nouă emisiune a Cuvântului Săptămânii. Sunt Părintele Ioan Crișan și în cele ce urmează vom vorbi despre Duminica a Cincea după Rusalii. În această Duminica a Cincea după Rusalii, Sfinții Părinți au rânduit citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 8. Pericopă în care aflăm despre vindecarea, respectiv exorcizarea, a doi demonizați. Și trecând el dincolo în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi demonizați, care ieșeau din morminte foarte cumpliți, încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea. Și iată au început să strige și să zică, ce ai tu cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești? Departe de ei era o turmă mare de porci păscând, iar demonii îl rugau zicând, dacă ne scoți afară, trimite-ne în turma de porci. Și el le-a zis, duceți-vă. Iar ei ieșind s-au dus în turma de porci. Și iată, toată turma s-a aruncat de pe țărm în mare și a pierit în apă. Iar păzitorii au fugit și ducându-se în cetate, au spus toate cele întâmplate cu demonizații. Și iată, toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și văzându-l, l-au rugat să treacă din hotarele lor. În această pericopă evanghelică aflăm despre această vindecare, această acțiune a lui Iisus Hristos ca o lucrare îndreptată asupra doi oameni care se aflau chinuiți de duhuri necurate. Acest episod se află relatat și la Sfântul Evanghelist Luca și la Sfântul Evanghelist Marcu. Dar cu toate acestea, Matei vorbește despre doi demonizați, în timp ce Evanghelistul Luca și Evanghelistul Marcu vorbesc despre un singur demonizat. Această scenă are loc în Ținutul Gadariei, conform Evanghelistului Matei, respectiv în Ținutul Gergesenilor, conform Evangheliștilor Marcu și Luca. Toate aceste nume se află în regiunea Decapole, a celor 10 cetăți păgâne, celor 10 cetăți în care Mântuitorul Iisus Hristos intră pentru a-și extinde misiunea și la națiunile păgâne. Indiferent de precizia localității în care Mântuitorul intră și se află în această confruntare directă cu acești demonizați, respectiv demonizat, reiese din această scenă acțiunea Mântuitorului de exorcist, de scoatere afară, de exercitarea autorității sale asupra demonilor. Evangheliștii apelează la aceste denumiri cunoscute în lumea antică, tocmai pentru a face cunoscută această lucrare a Mântuitorului și în ținutul celor care nu erau iudei, respectiv națiunile păgâne, deși aceste localități nu se aflau imediat lângă mare. Cu toate acestea, evangheliștii pun în prim plan această lucrare a Mântuitorului în ținutul celor care încă îl așteaptă pe Mântuitorul prin luminarea poporului evreu. Această scenă a vindecării celor doi demonizați este prezentată ca pe o scenă în care Mântuitorul deține controlul asupra duhurilor necurate. Mântuitorul este prezentat într-o poziție de împărat, într-o poziție de putere. Interesantă este această întâlnire dintre demon și Mântuitorul. Demonii îl recunosc imediat pe Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu. Mai mult, arată această supunere a lor. Ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit mai înainte de vreme ca să ne chinuiești. Din acest dialog pe care ei îl au cu Mântuitorul, aflăm despre această judecată pe care demonii o vor avea în timpurile cele din urmă. Vor fi judecate, vor fi osândite. Descrierea fiecărui evanghelist a celor doi demonizați, respectiv a demonizatului care se află chinuit de aceste duhuri necurate, care sunt de ordinul miilor, având în vedere că Marcu și Luca vorbesc de legiune,
aflată într-o anumită concordanță cu trupele militare romane care erau de ordinul miilor. Arată această situație a omului înstrăinat de Dumnezeu, descriere care indică sufletul înstrăinat, sufletul care își pierde umanitatea, își pierde reflexia chipului Dumnezeu din el. Astfel, în lipsa hainelor, în lipsa legăturii cu ceilalți, aflat într-o izolare, în lipsa comuniunii cu ceilalți, aflați în peșteri, aflați în morminte, arată această pierdere a comuniunii cu Dumnezeu, dar și cu oamenii. Astfel, sufletul înstrăinat de Dumnezeu este chinuit de diavol, care îl țin departe de tot ceea ce este în planul lui Dumnezeu, de comuniune, de dragoste și de cunoașterea celorlalți. Altfel spus, toată această descriere minuțioasă de la fiecare evanghelist arată disperarea și situația cumplită prin care trece cel stăpânit de diavol, prin care trece omul în supunerea lui față de diavol. Interesantă este această atitudine a demonizaților. Ei vin în fața Mântuitorului, cad în fața Mântuitorului și le roagă să nu îi chinuiască. Au acest strigăt de disperare în care cer Mântuitorului să nu-i chinuiască mai înainte de vreme. În această cerere a lor aflăm că demonii vor fi judecați. Demonii știu acest lucru și la sfârșitul timpurilor vor fi osândiți. Autoritatea Mântuitorului este indiscutabilă. Mântuitorul este cel care comandă, este cel care controlează, este cel care este stăpân pe situație. În acest sens, demonii îi recunosc autoritatea Mântuitorului fără echivoc. Îl recunosc pe Iisus Hristos ca Domn și Stăpânitor peste întreaga creație și peste toate duhurile. Rugămintea demonilor de a merge în turma de porci arată, pe de o parte, părăsirea celor doi oameni care se aflau chinuiți, deci succesul, am putea spune, exorcizării Mântuitorului, iar pe de altă parte arată că demonii doresc să locuiască, să se slăjuiască în creația lui Dumnezeu. Dar cu toate acestea, nici animalele, nici acei porci nu pot să îi tolereze, nu pot să îi suporte, astfel încât se aruncă în mare, ceea ce face ca acești demoni să piară în adâncul mării. Trimite, sau mai bine spus, îngăduie acestor demoni de a fi, tocmai pentru a arăta valoarea sufletului uman, tocmai pentru a arăta taina vindecării și bucuria întoarcerii omului în comuniunea cu Dumnezeu, reabilitat, îmbrăcat în comuniune cu Dumnezeu și cu ceilalți. Cu toate acestea, bucuria reintegrării acelor doi oameni care erau stăpâniți de duhuri necurate și acum erau salvați, nu-i determină pe locuitorii din cetate să îl primească pe Iisus Hristos. Îl roagă să părăsească acel ținut, aflând despre această vindecare și despre acest parcurs al evenimentelor. Cu alte cuvinte, ei nu se bucură de oameni, erau mai mult bucurați de turmele de porci care le ofereau siguranța financiară și confortul casnic. În relatarea evanghelistului Marcu, respectiv a evanghelistului Luca, cel vindecat rămâne să propovăduiască faptele cele bine plăcute ale Dumnezeu și toată această lucrare de vindecare în cetatea în care acesta se afla. Cu alte cuvinte, demonizatul devine ucenic al lui Iisus Hristos. Devine cel care va fi propovăduitor și cunoscător al tainelor lui Dumnezeu. Astfel, ca o reflexie finală, aflăm despre acest episod în care Mântuitorul este prezentat ca vindecător și ca exorcist, despre autoritatea, despre puterea lui Dumnezeu, despre destinul pe care îl vor avea demonii la sfârșitul lumii. Dar mai mult decât acestea, aflăm despre
lucrarea lui Dumnezeu în toate națiunile, în toată creația sa. Mântuitorul este cel care domnește, este cel care stăpânește, este cel care creează, cel care dă viață și cel care judecă și toate îi se supun lui. Iar în acest duh al cunoașterii autorității, puterii sale, al iubirii sale, al aplecării spre cei căzuți și spre cei în suferință, în această aplecare să fim și noi, spre cei umiliți, spre cei aflați în suferință și, conform Evanghelistului Marcu și Luca, să propovăduim despre lucrarea lui Dumnezeu și despre cunoașterea iubirii sale în sufletele și inimile noastre. Fie ca puterea și bucuria întâlnirii noastre cu Dumnezeu să trezească în sufletele și inimile noastre dragostea de a urma Lui și de a-L preamări în lucrările sale cu noi și cu cei care sunt împreună cu noi. Dragi ascultători, vă mulțumim pentru dragostea cu care ne urmăriți. Vă așteptăm și data viitoare în care vom vorbi despre Duminica 6 după Rusalii. Până la o nouă întâlnire, toate cele de folos cu Domnul nostru Iisus Hristos.